Ok, deci salutare lume și bine v-am găsit la Survival Games. În acest episod joc pe Teveran Survival Games 2. Sunt pe server cu 2 abonați, pentru că în lobby au strigat la mine și văd că am luat foarte puțin de acel chest, adică era armură foarte bună și eu am luat niște papuci, un cartof și un băț. Na, ce poți lua mai bun? Bun, o să mergem mai departe. Mi se pare că îi cheamă Nelson și ceva Selina, dar asta nu contează. Și o să-l omorâm pe tipul ăsta. Na. Am bug-ul. Ce șmecher, am bug-ul. Am bug-ul cu sabia de diamant. Da, da. Nu, nu vreau să-l folosesc. Deci când o să prind o sabie de piatră în mâna, deci o sabie de piatră în mâna de lemn, am să dau bug-ul, pentru că nu vreau să-l folosesc. Pentru că e un joc frumos. Nu folosesc bug-uri și prostioare de genul acesta. Nu e frumos așa. Și uitați, acela e Nelson de acolo. El cred că se duce la acel double chest care este tier 2. Bun. Despre ce vreau eu să vorbesc foarte important în acest videoclip? Despre o serie nouă pe care vreau să o încep. Bine, o serie pe care am să o fac în videole de survival games. Adică promovăm calitatea sau ceva în genul ăsta. Nu știu cum am să numesc această serie și facem de item. Ok, deci o să promovăm canalele care au o calitate foarte mare la la videoclipuri și chestii de genul. Și în primul episod, hai să zicem că acesta e primul episod, da? Bun, în primul episod o să-l promovăm pe Animboy, tipul care mi-a făcut destul de multe artwork-uri, chiar și artwork-ul pe care îl vedeți la thumbnail-ul acestui video. Și nu știu, îmi place la nebunie și face chestii de calitate. Și de ce e o găină într-un cazan? nu contează, bun. Deci face videouri de calitate, adică artwork-uri foarte faine. Înainte nu avea o tabletă grafică, acum am înțeles că are o tabletă grafică. A cumpărat-o acum nu știu cât timp. O sabie de piatră nu găsesc și eu, mă, să scap de bug. Na, nu contează. Bun, deci și-a cumpărat o tabletă grafică. Din păcate nu mai face artwork-uri cu Minecraft, face doar cu, cum îi spune, cu anime-uri. Înainte mi-am făcut câteva artwork-uri cu Minecraft și au fost reușite, mai ales pentru că le făcea cu mouse-ul și e foarte greu să desenezi pe calculator cu mouse-ul. Dar totuși el a făcut chestia asta și e ieșea chiar bine. Și acum o să ne urcăm pe muntele ăsta pentru că este un chest de tier 2. Bun. Deci duceți-vă la el pe canal, îi dați și voi un subscribe. Pentru că tipul ăsta chiar merită, face videouri de calitate. În episodul următor deja știu pe cine o să promovez. O să promovez un gamer care a investit foarte mult în sistemul lui. Dar nu vorbim despre el în episodul ăsta, vorbim în episodul viitor. Deci duceți-vă la Animboy pe canal, dați-i un subscribe pentru că el chiar merită, face desene faine, nu uitați. Și, da, aș vrea să-l vedem la mai mulți abonați decât tare acum. Acum mi se pare că are 1000 și ceva. Da, deci un om care chiar merită să îi dați subscribe, nu ca și alți oameni care fac videouri de proastă calitate și nu fac nimic în videouri, adică, da, sunt videouri aiurea și totuși vor să fie promovat sau chiar sunt youtuberi mari. Nu mă refer la youtuberi din România, sunt youtuberi și din alte țări care au videouri de foarte proastă calitate și totuși au mulți abonați. Da, hai să continuăm meciul nostru de survival. Și văd că este doar Nelson cu noi, cred că Selina a murit sau ceva, nu știu. Că știu că erau doi în lobby, adică era Nelson for the win și Selina. Oricum, sper să ajung în deathmatch cu Nelson. Nu contează. Deci, cum am spus, ne jucăm pe mapa Teveran Survival Games 2. Dacă nu știați încă, o să aflați acum, este mapa mea preferată. Nu știu, nu cunosc o rută foarte bună pe această mapă, adică știu doar chesturile alea care sunt bune și încă câteva chesturi. În rest nu prea știu alte chesturi bune, dar totuși este mapa mea preferată. Pentru felul în care a fost făcută, este mapa mea preferată. Și
Da, de la început, când am văzut această mapă, am spus gata, asta e mapa mea preferată și mi-am spart barca ca un prost. În video ăsta deja ați văzut câteva tier-uri pe care le iau eu pe mapa asta, adică cel de la indieni și după aia cel de pe munte. Mai este unul aici, în tren, da? Cred că este luat, stați. Da, e luat, era ușa deschisă. O să mergem la spawn, să ne întâlnim cu Nelson. Nu, n-a murit. Cred că a murit Nelson, mă speriasem. Cred că m-a lăsat singur animalul. Nu, glumesc. Ia, uitați-l pe Nelson. Ah, e urmărit de 3 oameni. Hai că vine Dagger în acțiune. Bum, 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 bum. Dai, motherfucker. Motherfucker. Acum fugiți, băi, fugiți. Așa, Nelson, du-te după ala. Hai, eu mă duc după ăsta de aici, full iron. Bine, nu-i full iron, dar are armură destul de bună. Și sunt 2. Și uite că fug de marețul Daggerbug. Oh, Nelson are un topor de iron. Cred că știu de unde l-a luat. Chiar dacă nu e voie Nelson să le iei de acolo. Rușine. Să tragem puțin cu arcul. Oh, that's snipe. Dope. No. Nu folosesc eu chestia asta. Nu-mi place cum sună. Știi, pe ăla are ceva de desenat pe spate. What the fuck? Deci avea un penis pe spate. Nu înțeleg de ce oamenii își desenează chestii din astea pe skinuri, dar totuși, să zicem. Oricum, sper că vă place muzica de pe fundal, este ceva dubstep. Dacă nu, uitam să pun și în descriere numele melodiilor. Dar, na, mă cunoașteți, sunt tu și chestii și hai să-l omorâm pe tipul acesta full iron. Hei, frumosule, de ce fugi? De ce fugi, frumosule? Hei, frumosule, hei, frumosule, nu mai fugi de mine. Am luat toate itemele din inventarul tipului ăla. Nu mi s-a mai întâmplat să iau toate itemele, deci toate le-am luat. Nu i-am lăsat nimic lui Nelson, dar i-arunc și lui acum ceva. Ia să fac un flint and steel, să am 2 în inventar. Pentru că în ultimul timp am început să joc mai tactic survival games. Înainte doar mă duceam și dădeam cu sabia în oameni. Adică acum dacă văd un adversar care este mai... nu știu cum să vă spun, care este mai bine echipat decât mine, prefer să joc mai tactic, dar dacă îl văd că este la fel ca mine sau are armură sau sabie mai proastă decât mine, prefer să mă să-l bat. Dar să zicem că are armură mai bună sau chiar dacă sunt în echipă, prefer să joc cu flint and steel și cu fishing rod-ul sau arcul. Da, deci chestiile astea sunt foarte, foarte bune. Gen fishing rod-ul, flint and steel și arcul. Uitați, aici este un tier 2, dacă nu știați, dar văd că este luat. Da, deci dacă aveți un flint and steel și vă bateți cu o echipă de 2, îi puteți băga pe amândoi în foc și să câștigați meciul sau bătălia, să spun așa, bătălia. Nu știu, m-am gândit să fac un video în care am să vă povestesc câteva din tacticile mele de joc, gen cum să devii mai bun la survival games sau ceva în genul ăsta, pentru că survival games nu este doar dai cu sabia și atât. Trebuie să și știi puțin ce faci. Adică, na, dacă te duci într-o echipă de 2 și sunt la fel de echipați ca și tine și te duci și dai cu sabia, n-ai nicio șansă. Spre exemplu, dacă vrei să te bați cu o echipă de 2 și tu fugi spre ei și ei nu te-au văzut încă, trebuie să te duci direct pe ei să le dai câte o sabie, după aia ei o să-și dea seama și tu trebuie să fugi. Îi fugărești puțin și după le pui foc la picioare și ei o să intre amândoi în foc dacă nu sunt atenți. Mi s-a întâmplat de multe ori chestia asta, chiar înainte de a înregistra acest videoclip. Eram pe mapa Avarisia și mă urmărea o echipă de 2 și totuși am reușit să-i bat, chiar dacă mă lăsaseră în jumătate de inimă. Nu știu cum am scăpat de acolo, dar totuși am scăpat, e bine. Eram pe undeva pe la turnul acela și hai să intrăm în biserică. Da, și i-am bătut pe amândoi și erau mai echipați decât mine. Ok, hai să-l spovedim pe Nelson. Vino mă și spală-te, fiule. Și după să-l împărtășim puțin pe domnul Nelson. Gata, fiule, stai în banca ta, te rog, stai. Ia un loc, te rog frumos. Bravo, bravo.
să nu ia locul de tot, că este urât să furi un scaun de la biserică. Ce scrie în Biblia asta? Povești, scufița roșie, vulpea păcălită de urs. Nu era invers, dar nu contează. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bă, gata. Bun. Bun, pupă-mi sabia, fiule. Hai, pupă-mi sabia. Gata, ești spovedit. Hai să mergem mai departe. Ieși acasă, fiule. Da, deci m-am făcut părinte, preot, dacă nu știați. Uitați, spovedesc oamenii în Survival Games. Dacă mă vedeți într-o arenă și vreți să vă spovedesc sau să vă împărtășesc, veniți la mine. Și uite ce frumos e cactusul ăsta. Apropo, acum folosesc un texture pe care mi se pare destul de tare și dacă vreți, mi se pare că am să vă pun un link în descriere. Nu știu sigur. Dacă mi-aduc aminte, asta e chestia, trebuie să mi-aduc aminte mereu, pentru că eu sunt un uituc și chestii de genul și nu-i frumos. Și mi se pare că vorbeam despre ceva și am trecut la altceva. Da, vorbeam despre cum să bați o echipă de doi. Deci prima oară te duci și le dai câte o sabie la fiecare sau îi dai o sabie celui care este mai slab echipat. Niciodată nu trebuie să te duci pe cel care este foarte bine echipat, trebuie să te duci pe cel mai slab. Pentru că dacă l-ai omorât pe cel slab, el nu o să-ți ia multă viață, o să-ți ia foarte puțin sau, n-am, să zicem, maxim jumătate de viață. După, tu poți fugi puțin, după ce l-ai bătut pe cel mai slab, poți fugi puțin, se regenerează viața și te poți bate cu celălalt. Bine, dar acum contează să și știi mapele, pentru că dacă nu te poți împotmoli undeva și te poate omorâ foarte ușor. Ok, hai să așteptăm deathmatch-ul și aul! Nelson, nu e bine să stai cu spatele. Da, băieții ăștia nu prea au fost foarte bine echipați, totuși au venit să ne bată și văd că începe deathmatch-ul, ei! A trecut destul de repede meciul ăsta. Am vorbit foarte mult și deja mă doare gura. Da, este ciudat pentru că n-am... nu mai sunt obișnuit să filmez singur, pentru că în ultimul timp majoritatea videourilor mele au fost co-op și chestia asta nu e prea bine pentru canalul meu, pentru că... Da, e bine. Facem fair fight. Oare ce facem? Facem, ia zi băiatul, facem. Să vedem ce zice. Nu vrea. Îl bat. Nu vrea, bu. Bă, de ce nu vrei, bu? Bă, nu-i frumos, bu, ce faci tu, bu? E clar, Nelson se uită la videouri, pentru că dacă nu zicea, bă, băiatule, bu. S-a stins focul. What? Hai, dar de ce s-a stins focul, că nu înțeleg. Apropo, acesta este un bug pe care uneori îl mai folosesc, să pui foc pe chesturi. Trebuie să-ți apăsa shift și să... și să apeși click dreapta pe un chest și chestul o să ardă, dar nu se vede. Și un player, dacă o să treacă prin chest, o să ia foc. Odată mi-am dat foc singur și nu e bine. Și Nelson văd că nu... Da, Nelson nu vrea să-l bată, vrea să-l bage în foc, Nelson. Și-a dat seama ce vreau să fac. Dar dă cu arcul în el. Nu e bine. Lampă uf. Ai, mi se blocase mouse-ul. Perfect. Deci am un mouse foarte idiot. Trebuie să țin cablu drept, pentru că dacă nu se blochează și e foarte aiurea, mai ales când mi se blochează în mijlocul unei lupte. Bun, mai de mult mi se întâmplă asta cu monitorul. Stai bă, băiatule, bă. Nu te mai bate cu mine, așa că nu-i frumos ceea ce faci. Hai să ne reparăm toate lucrurile. Adică doar arcul. Bun. Nu avem nevoie de asta. Hai să mai facem un flint and steel. Bun, hai să aruncăm chestiile astea, n-avem nevoie așa mare de ele. Săgeți, fripturică de porc, n-avem nevoie, bun. Ok, ești gata? Se pare că este gata, a zis go! Ok, go! Hai să-l batem pe Nelson. Da, din câte am văzut, Nelson joacă foarte bine survival games, mai ales cu arcul, dă foarte bine. Și acum vreau să încerc să-l bag în foc, dar cred că și-a dat seama. Da, stinge focul acum. Și-a dat seama, mă. Mă, în rușine, mă, Nelson, mă. A, și mi s-a blocat. Bun. Go! A, mi se blocase, nu știu de ce, s-a schimbat tema la Windows. Și încercăm să-l batem pe Nelson. Nelson, te bat. A, mi-a dat foc, Nelson. Dar nu-l mai polovi. Gata, deci cred că mă bate acum.
Și după cum puteți observa, are skinul meu, dar bine, puțin modificat. Deci, iubesc când văd oameni cu skinul meu, dar modificat puțin, nu în totalitatea al meu. Gen, l-au descărcat de pe un site și după l-au folosit. Și iarăși mi-a dat foc. Da, deci, v-am spus că este un jucător bun, Nelson. Și, na, ar fi trebuit să joc mai tactic cu el. Dar bine, am și sabia. Și mi-am dat singurul foc, cred. Sau nu, oricum. I-am dat un GG acolo pentru că a jucat destul de bine. Cam atât pentru episodul ăsta. Nu uitați să treceți pe canalul lui Hanimboy, să-i dați un subscribe pentru că, na, merită. Cam atât. Până data viitoare, eu am fost Degerbag. Baftă lume!